Mississippi-urile. Îți dai seama câte videouri ai numărat și te-am prins aici și tu urzi numărătoare. Nu. Mă și la ceas. Zici și tu ceva la oameni. Aveam trecut de... Am intrat în Bulgaria de 500 de metri și am tras stânga brutal să mergem spre plajă. Ne oprim la restaurant, mâncăm sau mergem să căutăm loc de campare? Cum doriți, domnilor? Ok, putem să facem și asta. Și ce mănânci? Ce mănânci? Bătaie! Sandwich de la... Sandwich de la, îi place lui! Suntem foarte, foarte buni. Dacă ai un troliu de testat, șufe, echipament ăsta de recuperare, orice vrei, tu vii aici, frate, stai un weekend, pe toate le testezi, ești nebun. Gata. Cărcăm și neclina. Nu e cu plată, cred. Punem puncte acolo, da? Ai făcut puncte, da? Nici nu am trezit bine, da? Nu zic că te-ai trezit, îmi dai și mie două. Ea este Land Cruiser doar cu numele, înțelegi? Că merge doar cu spatele, n-are blocat, n-are nimic. E cam jumate, așa nu ce să zic. Am plecat în expediție.
Adică am plecat să explorăm aici plaja și împrejurimile. Lasă un pic mâna dreaptă mai jos. E un lac. Așa, să vadă oamenii ce conduci. Băi, n-am ce să zic, volanul e impecabil. Adică refăcut, poate chiar mai bine decât original. Dacă tot, dar în sfârșit, da, mașina e confortabilă, se simte bine. Iar discutăm de mașini? Nu, doar zici mașini. Vorbim de plajă și de ce găsim pe aici astăzi. Am văzut un punct de observare, să putem, poate vedem, nu știu, ceva inedit de acolo și mergem să căutăm un supermarket. Să vedem cât de aproape e de locul de campare, de această plajă cu nisipuri mișcătoare. Unde nu v-am recomandat să veniți cu o mașină care nu este echipată cu un sistem 4x4 sau tracțiune integrală și așa mai departe. Da, hai să vedem. Le-am zis să nu vină. Îl scoate, mă. Aia, le scoate cu toate tracțiune. Dacă legăm și noi din față, putem să o ridicăm așa, să stea puțin. Da, să stea în aer. Ăștia au plecat. Dom'le, uite camping aici. Și-au fugit. Nu știu, s-a dus să, nu știu, să ia fure camping, să-l ia acasă, nu știu ce se poate asta așa. Iar Mario s-a plecat după apă. Și apă s-a făcut. Și eu rămas aici, un fel de alarmă cu perimetru, pe vechi. Ha, vin băieți. Ce-ar fi descoperit oare? Opa! Avem apă? Mamă! Ai mai descoperit ceva aici la camping? Poți să ne relatezi de la fața locului? Ce? Nu, ce poftim. Poți să ne relatezi de la fața locului ce ai mai descoperit în camping? Gratis! Gratis! Wow. Nu cred că e potabilă, dar e de uz. Nu contează. Foarte mișto! Super! 10 km! Dar nu știam. Ați găsit ceva interesant? Da. Foarte frumos! Un 200 cu apartament. Mamă, 200. Ia numai să-ți arăt poza aici. Un 200 cu apartament, o Toyota V8 frumos. Cu vedere pe mare, așa. Mă fac cameraman. Bă, ce ți-am făcut e să terle crești eu. Sper să fie focus. Da. Mișto. Apă. Apă. Da. Nu mai e drum. Nu mai e drum. Mergem pe asfalt. Spre observator. Încercăm altă variantă. Uite aici e nebunie în spate, mă, extaz la maxim. Da, mă, ne mai și în filme, dale, ia stai, mă, stai acolo. Ia stai tu acolo. Da, uite, mă, n-a cadru de filme. Direct James Bond. Uite, mă, drum aici, în stânga. Bă, ăla e. Păi nu suntem la mare. Nu știu ce să zic. Băgați și voi o hartă, o ceva, un Motion X, hai tu pe harta? Google Maps, un... Am telefon la mine, zi. Asta-i drum? Nu e drum ăsta, mă, nebunilor. Cum nu e drum? Uite, e rătura omului. Păi cum arătura dacă e drum? Dacă pe aici... Pe aici e și tractorul, pui mei, dar nu înseamnă că e drum pe aici. Tractor? Intra pe grâu omului. Păi n-am intrat în noi. Și aici e de-aia lavandă care nu a crescut. Da, e lavanda asta. Dar nu se... Nu se ce? Am cap în geam. Da, doar că nu e mașina ta. Un drum... Da-i chiriată! De la Bulgaria. Rent-a-car! Aici trebuia să fie un lac. Adică nu, mă, cu ea, că e la Bulgaria de aici, merge. Că dacă era motul cu noi, arunca o lansetă pe geam aici? 100%. La cormoranul de urechi. Dar nu știu dacă e vreo apă aici, cred că e mai doar stufărișul și nămol. Nu e posibil. Găsește un pește și nămol, îți dai seama, 100%. O ștucă! O ștucă! Băi, nu știu ce am făcut noi, dar... Auzi aici la o cetate dermată. Da. Da, am trecut 10.000 de ani. Uite, și avem drum în stânga. Drum în stânga sau înainte, cum vreți. Stânga. Stânga? Hai să vedem, stânga merge pe lângă acest lac. Vezi, doamne? Îți place, nu? Cum ai câmpul? E altfel câmpul aici. E mai îngrijit. E mai frumos că e lucrat, mai... vorba aia. Exact. Altfel câmpul de bulgari. Ce mă, ăștia au grijă, mă, de toate. Tu vezi că nu se ridică praful la bulgari? Nimic, mă. Uite-te și tu, nu mai păsă.
Băi, ne mergeai pe câmp la noi cu geamurile deschise. Te prostii, opriți prostiile astea. Ce le-ai dat, mă, ăsta răzgare? Nu le-am dat nimic, stau cu geamurile deschise în spate, cred că și trage curentul. Un pic, și din... Savană. Păi și unde mergem? În supermarket. Nu, mă, căutăm observatorul ăla, cred. Nu-l mai văd. Cred, sper. Sau la supermarket. Lacul Duran Culac. Duran Culac. Bine. Ce mă rămâne din el? Nu prea mai cine știe ce. Căutăm... Unde mă ăla, mă? Unde mă ăla, mă? Nu vă lăsui. Nu te observați. Mergem mai departe. Dar unde observatorul ăla pe care îl căutăm? Ia, vezi mă cum a apărut inimul. Hap după colț. Dacă făceam dreapta, nu mai găseam. Stai mă, că s-a astea, nu e apă, au secat lacurile. Nu mai găseam. Haide mă să observăm păsările rare, specii pe cale de dispariție. Mă zic și-n papă. A, e bine mă, e parfum. Ce ai mă? Calamul! Vedem pe sub fustă. Micule! Da, se vede frumos, n-am ce să zic, dar e și ăsta ruginit, așa, pe gamea și... Mai avem puțin. Băi, bălă! Bălă! Da? Uite-l pe ăsta, mă! Ajuns acolo, mă! De-ai ajuns acolo, mă! Ce faci, mă, acolo? Băi, s-a teleportat, era în partea ilaltă! Băi, era... Băi, tu ai... Mamă, nu mă mai uit în jur. Băi, nu mai vreau, mă, uite și ăsta rupt aici. Că mi-e și picioarele. Haide. Mi-ai dat și asta mână să nu pot să mă țin, mă, frate. Ce fac eu cu camera asta acum aici? Îmi trebuie mie camera asta? Ce băi, ce vrei să zic de motul și de faptul că mai ai acum uleiul, nu? Că poți să intri la ei pe site și să-ți bagi acolo ce mașină ai și să-ți pune ce ulei ai și la cutie și la motor și peste da, tot? Da, dar nu-mi place. Știu că nu-ți place, dar mă gândeam să schimb subiectul ca să nu mai mă gândesc că suntem aici sus. Păi eu mai mult de atât refuz-o. Se deschide ușa? Ia altul, ia! Ia zi mă lășele, ia! Eu zic că o să murim aici. Eu refuz-o mult mai mult. Haide mă, s-a urcat Daniel pune... De ce faci, mă, acolo? Stau bine, că mă gândesc că ăsta e la cel mai gros. Sau unul dintre ele și nu rezistă. Ia uite-l pe ăsta, ia. Cu cine am venit, bă? Bă, cu cine am venit, bă? Nu la înălțime, frate. Băi, unde ai lăsat podumbul, mă? Jos, acolo. Trebuia să vii cu el în mână. Da, mă, trebuia să-l gătim aici. Bă, dar nu suntem așa sus, sunt puii mei, adică... Nu suntem așa sus, mă, dar etajul, aici e etajul 2. Ia, că te văd dacă nu suntem atât sus. Eu stau la 4. Băi, 3 și ceva, pleacă de aici. 3 și ceva. Băi, eu vreau să... Ia, uite, dă-te la o parte, că îmi strici cadrul pe lăjă. Băi, aici să-mi aluneci, băi, glumă, asta, moară Franța. Dar tu ce faci? Stau pe ăsta, că mă țin bine. Și eu țin pe ăsta. Jur că nu glumesc, hai urcați și voi ce dacă vreți mașină, dar nu contează. Dar ce-a fost în capul meu? Să-mi iau pitbull? Asta am zis și eu, hai că urc, hai că... Se mișcă ăsta, l-am simțit, ești nebun. Ai dat panică, nu bălășe acum. Urcați-vă voi, eu cobor, băi, frate, haide. Haide, facem aici aia? Nu mai facem nimic. Eu vreau să zici. Nu mai zic, că mi-e frică. Adică... E mai urât la coborâre, frate! Ține, băi, ține asta, mă, nu știu, ține-ți asta, băi! Aaaa! O arunc! Am un moment, nu mai știu ce să fac, arunc asta din mână! Ceva acolo sus. E sus scaune. Sunt scaune, mă, ești nebun, jacuzzi, tot ce vrei, du-te sus! Să-i rugăm pe oameni să ne pună pentru provocări să mergem cu elicopterul. Niciodată. A scris cineva în episodul cu pescuitul că să nu știu ce, parapantă, băi, nu știu. Oricum, haide să coborâm cumva. Hai. Deci, fără mișto. Hai. Fără mișto. Da. Dacă. Hai mă, că dacă o iau ușor, așa e ok. Nu e panică. Da, te duci acolo unde Bălășoiu și zici, Bălășoiu, urcă cu papucii rupți. Mamă, asta e un erou. E un erou, ești nebun. S-a rupt papucul. Băi, de care mă țin? De cuvânt. De cuvânt mă țin, da. Acolo, zici acolo pe aia, stai așa. Dar nu vrei jos să stăm jos? Să nu, jos? Facem aici, hai. Se vede jeepul pe fundal? Da. Să le spunem oamenilor despre partenerul motul care... Da, ia asta din mână, bă.
Du-te jos, că stau cu grija ta. E stresat. Haide, mă, dar ce era așa? Haide, mă, frate, te rog eu. Haide, că zice Nemeș. Zice Nemeș, da, că... Zici că îi mulțumești partenerului Motul și că are un site unde poate, pot oamenii să-și selecteze uleiul în funcție de mașina pe care o au, în cazul în care nu știu ce să folosesc. Am înțeles, am uitat deja. Mulțumim partenerului Motul. Băi. Și gata, atât am ținut minte. Băi. Pentru că suntem la înălțime și... Nu știu și tu ai probleme cu înălțimea. Nu foarte multe, dar se pare că suficient încât să nu mai am inspirație de nimic, nici ținere de minte. Păi ce oameni tricoși, bă. Te deranjezi degeaba un pic. Că... Ce-i ăsta, mă, frate? Ce-a furat? Tribobe furat. Ce-i ăsta, mă? Nu știu, mă, că el e foarte amabil, n-a vrut să fure așa mult. Am vrut să fure cu bun simț. Știi că el e bine crescut. Unde mișim? Uite ce scrie acolo. Supermarket. Fructe, legume și produse alimentare, prețuri mici pentru fiecare zi. Ți-am zis că nici nu schimbăm leva. E ca în România, doar că e în Bulgaria. Păi și mergem aici? 100%. Nu, ne mai plimbăm dacă e. Mergem aici. Ce trebuie să luăm? Ai listă? Am listă de la Pony doar. Asta e. Fele, carduri, să nu uităm pe aici, să vin iar după voi să facem scandal pe aici. Cum facem? Ce? Da. Ce? Am luat pălei. Pălei tot ce am luat, deci tot ce mi-am dorit din magazin și eu și Bălășoiu și Andrei, a costat 35 de lei de fiecare. Așa s-a întâmplat. Păi zice și ce ați luat, că așa poate ați luat o acadă cu 35 păi de lei. Păi îți dai seama că asta, despre asta vorbeam, adică nu contează ce iei, 35 de lei. Da, a fost bine. Mergem înapoi. Așa că s-a strâns aglomerat aici. S-a aglomerat puțin, da. Mergem înapoi. Auzi că e 35 de lei. Ce? Facem un tenis de picior, o băiță și mâncărică, nu? Da. Mergem la restaurant, Mergem, mâncăm și facem grătar. Mergem din seara la restaurant, ne respectăm. Mergem la restaurant? Da. 10 lei va olii chenit, da. Să le zicem la oameni, că așa e aici. Pe unde o luăm? Pe unde o luăm? Prin stânga, pe unde am venit, prin dreapta, n-ai mașină. Ai luat bani de la Fanta? Crezi că până ajungem... Crezi că pescuim ceva azi? Da, facem niște leva. Bă, nu știu, da, încercăm, îți dai seama. Noi suntem dispuși să ajutăm oamenii contra unei sume modice de cât? 20 de leva. 20 de leva, adică nu știu, 90 de lei. Da, e ok. Îmi place cum sună 20 de leva, adică nu are, nici nu are importanță cât valorează. Da, hai să vedem dacă pescuim. Băgăm fotbal? Băgăm fotbal și polo. Polo pe apă. Polo? Nu călare. No. Știu că vă imaginați toți că facem polo călare, dar nu pe apă. Șocul! Gata, mă, acum e triple, cald apă. Da. Acum e ok. Da, șocul? Șocul e șoc. A, 20 de lei. Rezumatul plimbării de astăzi. Ne-am plimbat în jurul unui lac destul de pustiu așa și cam neamenajat. Am văzut și niște panouri în care ni se spuneau că n-avem voie să facem anumite lucruri, dar plimbarea cu mașina nu era trecută acolo, deci puteți să vă plimbați în împrejurim fără probleme. Din câte am înțeles aici, până în Crapeț, pe această plajă, este voie să campezi fără restricții, nu este niciun panou, oamenii vin, pleacă, n-au nicio problemă. Cum v-am mai spus, mare atenție, drumul de acces către plajă este cu nisip afânat și dacă mașinile nu sunt cu sistem de taxime 4x4, atunci pot apărea probleme. Sunt foarte mulți oameni care rămân și noi am tras și mașini tracțiune integrală. Plaja se prezintă destul de ok, ne-am fi dorit umbră, se poate găsi mai sus, sunt pădure, un fel de pădure care e plină de corturi, efectiv, n-ai loc să arunci o monedă.
Nu ne-am așezat aici, nu ne-a deranjat nimeni, oamenii sunt foarte liniștiți, problemă. Am fost și în oraș, am găsit supermarket, n-a trebuit să schimbăm leva, exact cum v-am povestit. Am cumpărat cu bani românești, ne-am înțeles fără nicio problemă. Totul de calitate, ieftin sau cel puțin la prețul corect. Nu știu, nouă ne-a făcut prețul așa după față, 35 de lei de persoană, orice am fi cumpărat. Poate era totul la 35 de lei. Dacă vreți să veniți aici, puteți să o faceți, nu e nicio restricție. Ar fi bine să lăsați mai curat decât ați găsit și spor la camping. Da, mă, aceasta a fost aventura de la Crapeț. Aventura posibilă cu ajutorul partenerului nostru, Motul România. V-am explicat acolo cu căutătorul de ulei sau oil selectorul. Vă mai explic și în alt episod de overlanding sau mini overlanding. Am ieșit din țară, am venit până în Bulgaria, o să mergem până în Grecia, până în Patagonia și așa mai departe în următoarele episoade. Ați văzut, ne-am plimbat până la Observator, un pic în jurul lacului. Supermarket e devenit, nu cu alte mașini decât 4x4. E frumos, nu ne-a deranjat nimeni, am auzit tot felul de zvonuri, că ar fi venit poliția, că n-ar fi venit. La noi a fost ok. Share, like și subscribe, pentru că doar așa putem să creștem și să ajungem în Patagonia. Altfel mergem până aici, la 30 de km de vamă de Bulgaria. Aia, deci subscribe acolo, mult de tot. Băieții de la off-road. Băieții de la off-road, da, stai așa un pic. Avem și telecomandă. Da, v-am spus, e detestat. Dacă vă instalați trolii, eu știu, vă cumpărați Max Tractor de la noi, de pe Stax Shop. Aia nu dai în curte, te rog. A plecat mașina, frate. Așa, așa. Deci, stă, mă, și face treaba singură. Îndreaptă roții. Lasă-l, mă, că știe el. Nu e problemă. Nu e, mă, dar nu e. Merge, merge. Da. Testăm materiale de recuperare și așa mai departe. Echipament, nu material. Gata, mă, stop, stop. Atât. Da, așa, rotina dreaptă. Liber, să-l contract. Da, bă, tragem din fost.